Vineri, la orele prânzului, în holul principal al Universității Petrolgaze din Ploiești era forfotă mare. Profesori universitari, reprezentanții facultăților, dar și elevi turkmenistanezi se pregăteau de sărbătoare. Cei 20 de ani de la dobândirea statutului de neutralitate al Turkmenistanului a reprezentat motivul pentru care universitatea a primit vizita lui Shohrat Jumayev, ambasadorul Republicii în România. Statutul de neutralitate este o colonă vertebrală a politicii externe noastre. Să fii neutral în politică externă este un lucru foarte greu și mai ales că Turkmenistanul se află într-o zonă care este Asia Centrală, după cum știți, o zonă cu multă atenție din partea lumii. Delegația Turkmenistană a ales Ploieștiul pentru a celebra acest eveniment grație unui protocol încheiat între Republica Asiatică și Universitatea Petrolgaze. PGU este un partenerul nostru în domeniul educației, cum v-am spus, că aici învață aproape 60 de studenți turkmeni și este o universitate care colaborează cu universitatea noastră Petrol și Gaze din Turkmenistan. Au un protocol semnat de colaborare. Ei, profesori dintre ei, rectoratul dintre ei, colaborează foarte bine. Vin ai noștri cu vizită, plec din UPG în Turkmenistan la diferite conferințe și alte evenimente. În cadrul evenimentului a fost găzduită și o expoziție cu produse tradiționale lucrate manual. Asta este basmaua, să pună pe cap și părul... Se poate cu anumite ocazii sau în fiecare zi? Se poate și în fiecare zi și anumite, de exemplu, la noi la facultate este formă de școală, are cămașa lungă cum este așa și asta are pe cap, de exemplu, domnișoarele. Dar domnule nu are costumă de la facultate, are cum este costumă normală. Toți cei prezenți la manifestare au fost apoi invitați să deguste câteva preparate tradiționale din Turkmenistan.